Astăzi vreau să văd în cât timp găsesc un templu subacvatic, dar s-a întâmplat ceva ciudat. Mă, ce se întâmplă aici? Uitați-vă că sunt. Eu am intrat în Ohio, pe bune, chiar. Mă gândeam ce să postez astăzi legat de Minecraft și chiar n-aveam nicio idee până când mi-a venit într-un final o idee interesantă, după cum te-ați vedea în titlu, că de aceea ați intrat voi astăzi pe acest episod, ca să vedeți în cât timp o să găsesc eu acest templu. Deci da, mi-a venit ideea ca să caut un templu și să văd în cât timp aș putea să găsesc templul acesta subacvatic, nu piramidă sau ceva, un templu subacvatic vreau să găsesc și chiar niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Este prima oară când am această idee, mi-a venit această idee în cap, da, și chiar nu știam ce să postez. Până la urmă mi-a venit ideea aceasta după cum bine v-am zis și hai să nu mai stăm la vorbă multă, hai să vedem acum să-i dăm drumul. Înainte de toate, v-aș ruga să vă abonați, să dați un like și un share, m-ar ajuta foarte mult, deoarece, după cum puteți vedea, de-aia ați intrat pe acest videoclip, deoarece cred că vă place, altfel n-ați fi intrat. Și da, hai să vedem să luăm lemn prima oară și să vedem în cât timp putem găsi noi acest templu. Deci prima oară aș vrea să iau lemn ca să-mi fac niște unelte, să caut și mâncare, deoarece o să am nevoie de mâncare, fiindcă o să alerg cam mult, cum s-ar spune. Și hai să facem aici un crafting. Ne facem inițial niște bețe, facem o sabie, facem un topor, ne facem și un... asta e că trebuie să mai iau un băț, mai am nevoie de un băț. Ne facem și un tornacop și momentan cam atât stăm cu ele. Hai să mai luăm de aici, din copac, mai luăm ceva lemn. După mergem la lucru, cum s-ar spune, adică mergem să căutăm ceea ce vrem să facem, după cum v-am zis. Să-mi spuneți dacă e interesantă ideea asta, dacă vă place, dacă mai vreți să fac episoade de genul. Să-mi spuneți ce ați vrea să mai găsesc și în cât timp. Și da, hai să mai spargem aici, cred că este suficient. 56 de bucăți, hai totuși să mai iau o bucată, să fie... sau nu, mai trebuie încă una, pardon, ca să fie un stack. Fix un stack, pun 64 de bucăți. Hai să mergem acum în direcția aceasta. Mergem încolo. Ia să vedem, oare se vede ceva legat de apă? Că pe la apă ar trebui să fie, după cum... văd pe aici apă, dar nu știu exact ce... e fix... era să zic lac. E... da, într-un fel e lac prin partea asta, dar... încolo, cred, după cum bine văd... bine, n-am chunk-urile la maxim, dar hai să ne ducem puțin în partea aia. Probabil să fie un ocean. O să aud de pe aici un... un zombie. Mă, ce face zombiul ăsta? Mă, cum zboară zombiul ăla? Mamă, stai să nu mor. Ups. Hai că era să mor. Dar cum zbura? Unde e, mă? Ia să merge. A murit și ăsta aici. Nu te cred. Și scheletele ăsta? What? Ce se întâmplă? Mă, eu unde am ajuns aici? Că vreau să caut și eu un templu, ce se întâmplă? Cum de zboară toți ăștia? Adică mi se pare ciudat fiindcă am văzut scheletele ăla, scheletele ăsta dinăuntru și acel zombie. Dar nu, cel mai mult mi s-a părut ciudat când am văzut acel zombie, am intrat aici. Erau doi schelete și un zombie, parcă nu mai știu exact. Sau... Nu, erau doi zombii, că pe unul l-am omorât eu și un schelete, iar unul dintre acei zombii levita oarecum, nu știu, zici că era pus în poziție ca și cum stătea la volan. Dar nu înțeleg cum, ce se întâmplă. N-am mai pomenit așa ceva, eu un bug să fie acest lucru, chiar n-am mai văzut așa ceva. Doamne, deci, na, nu știu ce s-a întâmplat, să-mi spuneți voi acolo în comentarii ce s-a întâmplat, chiar nu știu. Adică, uite, m-am bătut și de la drum, eu trebuia de fapt să caut
templu și n-am mai apucat să găsesc acel templu. Uite, apare și ăsta ciudat, dar nu, că tot e în apă. Cred, nu? Adică așa ar trebui să stea. A, uitați, s-a dus jos. Deci, da, n-am mai pomenit așa ceva. Îmi spuneți dacă vi s-a întâmplat vouă vreodată acest lucru. Că eu chiar nu... n-am mai văzut așa ceva. Și hai să vedem. Nu, nu știu ce merg în partea asta. Va trebui să merg pe partea cu oceanul. Hai să ne facem repede de o barcă. În prima oară să-mi fac din nou crafting, că nu l-am luat pe acela după mine. Hai să ne facem aici crafting, ne facem o barcă. Și hai să punem astea aici sus, că n-avem nevoie. Hai să vedem. Mamă, dar n-am... nu mai am viață. În partea aia e un portal, după cum puteți vedea. Hai să mergem la el. Și după, cred că va trebui să-mi fac de mâncare. Să iau niște seeduri și să folosesc acel bunmil. Hai să mergem până în partea aia la portal. Și... hai să nu mor. Hai să vedem. Deci da, chiar mi s-a părut ciudat. Nu înțeleg care a fost treaba cu acel zombie și acel... nu știu ce era, acel schelete. Hai că dacă zbura și ăsta... uite, ăsta pare că zboară, dar de fapt stă aici, pe ăsta. Hai să vedem aici ce găsim. Mă, deci poate găsim și templu. Mamă, dar nu mai am... mamă... nu știu dacă pică mâncare din... chestul de la portal. Dar chiar aș avea nevoie. Ia să vedem. E un golden apple. E și un ceas aici. Ce-aș putea să fac cu ceasul? Sincer nu știu, să-mi spuneți voi acolo în comentarii ce-aș putea să fac cu acest ceas. Hai totuși să mănânc golden apple-ul. Na, am nevoie de viață. Și hai să omor peștii aceștia. Dar peștii aceștia sunt noi, că parcă nu i-am mai văzut. Chiar nu cred că i-am mai văzut. A, uite, tropical fish. A, cred că sunt mai vechi, dar nu sunt în partea asta, da. Tropical pe aici sau... uitați cum se vede apa în partea aia. Ce tare. Hai să punem barca. Că am pus cât de cât mâncare aici. Unde e barca? What? A dispărut barca. Nu, trebuie să ne facem din nou una. Iar trebuie să fac crafting, că nu l-am luat nici pe acela după mine. Dar nu o să-l iau nici pe ăsta. Hai să-mi fac aici barca. Și da. Ok, luăm asta așa. Avem și armură de cal. Dar nu avem cal, unde e calul? Hai să ne punem... mă, de ce nu merge? Că e ăsta pe aici prin preajmă sau nu înțeleg de ce nu merge barca? Puteți să-mi spuneți și mie acolo în comentarii, mă, prea multe ne... what? De ce nu merge să pun barca? Oare... ia să iau bărci. Să iau... bărciod. Să văd dacă cu acesta merge. Hai să vedem. Ok. Spargem aici. Cam atât, că nu avem nevoie de mai multe bucăți. Iar fac un crafting. Sunt setat aici pe crafting-uri. Am făcut, cred că vreo 5. Nu, nu merge, nu înțeleg. De ce nu merge oare? Na, e... e cea mai ciudată lume pe care am avut-o la modul cel mai serios. Nu... să-mi spuneți voi unde ați mai văzut niște mobi care să zboare. Era să zic că uite că zboară și... mă, unde a dispărut și ăsta? Nu, e ceva ciudat să întâmple. E prea ciudată lumea asta, nu înțeleg. Poare de la versiune? Ce s-a întâmplat? S-a băguit tot. Nu știu, cred că e un bug, altfel nu mi-explică. Nu se plasează nici... mă! Nu, nu... what? What? Nu. Mă, ăsta conduce aerul? Sau ce face? Ia, hai să mă duc spre el. Mă atinge oare? Ia, dacă dă mine, oare să pune la loc și revine? Dar nici nu ajunge la mine. Vină mă aici. Zombie, vin aici. Mă, ce face ăsta? Cum zboară așa? Na, e ireal, n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Deci e incredibil. În primul rând, nu se plasează barca. Nu înțeleg, am făcut și de bărciud și de darkwood. Era să zic sprus. Tot n- mă, ce? Ce are?
Se și omoară singur, așa trebuie, dacă... Mamă, unde intrăm ăsta aici? Da. Ăsta mă urmărește prea rău. Pleacă-mă de aici. Mamă, cred că mor. Nu, 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 nu. Bă, du-te mă încolo. Bă, știam că... Nu, 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 nu. Uite că ăsta e normal. Eu știam că... Păi ia în genul. Zboară, într-un fel zboară. Se... Uitați-l pe ăla cum... Doamne, e real ce pot vedea. Dacă stă și ăsta în altă poliție, nu, că ăsta stă normal, că așa era el. Nu, dar eu nu înțeleg ce se întâmplă. Puteți să-mi explicați și mie ce se întâmplă? Că mi-am pierdut și ideea, vreau să spun ceva, nici nu știu ce vreau să spun. Vreau să spun că... Nici nu mai știu ce vreau să spun. Chiar am uitat. Mamă, uitați-vă și la asta, aici e real, cum... Deci, în primul rând... hai să zicem că e ceva obișnuit, poate e un bug. Că nu se plasa pe apă acea barcă. De fapt, acele bărci, că am încercat mai multe, dispăreau. Și nici nu mi-a prea în inventar, nici nu știu unde se duceau. Deci, cam greu să fi căutat un templu zbagvatic pe această hartă, deoarece văd că e cam buguită. Dar, nu știu ce se întâmplă. Adică, unul la mâna aia. Ai zic, ok, gata. Treaba aia e de la server, de la Minecraft, e bug, ok. Dar, uitați-vă și voi puțin la zombiul acela și la, era să zic creeper, și la scheletele acesta. Mă, ce fac ăștia? Dați-vă și la ăla din partea aia. Dați-vă și la spider-ul ăla cu ce băguite acolo. Mi se păru... Ah, bă, da, uite-l și pe ăla acolo. Ăla stă în copac, e blocat în copac, uitați-vă la el. Uitați-vă... Doamne, cum stă scheletele ăla acolo, e real. Deci mi se pare incredibil. Vreau și eu să fac ceva și... Uitați-vă ce se întâmplă. Zboară scheleții pe aici, zboară zombii. Păianjenii zboară și ei. Bine, mă aștept... Păianjenii într-un fel zboară, adică... Nu zboară, se agață de perete. Adică ei... Ar fi putut să ajungă la mine, aici. Mă, dar și ăla stă în... Sau e în apă? Deci eu nu mai înțeleg ce se întâmplă aici. Doar ăștia? N-am văzut și eu animale. Doar mobi zboară? Mamă, dai umor. Sunt și pe aici. Mamă, trebuie să iau repede să mănânc. Sper să nu-mi dea poison. A, trebuie să-i mănânc. Să mănânc de la ăștia. Nu mi-a dat mâncare, e real. Deci nici mâncare nu mai dă zombiul. Nu, 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 nu. Nu, mai am puțin și mor. Mamă, deci, na. Eu n-am cum, am vrut să fac un lucru și de la ce lucru s-a dus departe rău de tot. Adică inițial vreau să găsesc un templu spagvatic, să văd în cât timp îl găsesc, nu că să-l găsesc. Adică vreau să-l găsesc mai puțin de oră, dar după cum te-ți vedea, nu știu ce e cu harta aceasta. Nu, nu, nu. Mamă, sunt înconjurat de ăștia pe aici. Hai să mă bag totuși. Da, nu mai zic nimic, am murit. Ne-am spawnat înapoi. Da, nu, e totul perfect normal, suntem în Ohio. Adică în Ohio, chiar suntem în Ohio, puteți spune că suntem, aș putea spune că suntem în Ohio. Da. Zombii conduc aerul, scheleții la fel, păianjenii și ăia zboară. Uite la asta, doamne. Mamă, deci... Dacă aș vedea așa ceva în realitate, să văd... Bine, oricum nu putem vedea așa ceva în realitate, zombi, scheleți, adică... Mamă, și Uiciu, hai, Uiciu și-a dat poțiune, să zic. Dar... Mă, ce se întâmplă aici? Uitați-vă că sunt. Eu am intrat în Ohio, pe bune, chiar sunt în Ohio aici. Doamne. Uitați-vă și la zombiul ăsta, mă. Enderman-ul... Mamă, dacă zboară și... Da, și ăsta zboară. Eu nu înțeleg. Mamă, cât sunt, mă, pe aici? Hai să ne dăm game mode. Game mode creativ. Și hai să mergem să vedem aici lumea. Deci... Na, n-am ce să mai spun. Mai mult de atât. Era să zic de stelele astea ce sunt cu ele, dar plutesc așa.
Deci, na, a rămas șocat. A rămas uitat pe astea, cred orice, că de ce plutești. Adică era să zic de stele și de nori acum, aș fi putut să zic de ce plutesc norii. În fine. Dar eu n-am văzut animale. Am văzut găinile alea acolo, dar n-am mai văzut alte animale. Oare nu sunt animale? Ia să dau timeslate today. Deci mi se pare... Mamă, ce lumină e acum, m-au luat așa ochii, că filmez și pe noapte, adică pentru neric, bine că practic nu e noapte, pentru că... Să spuneți și voi acolo în comentarii care este părerea voastră, că tot a venit vorba de asta, care este părerea voastră despre ceea ce se întâmplă acum, că a venit iarna oarecum, după puteți vedea, nu... Poți și o să vorbesc puțin că sunt întrerupt de prea multe ori. Capră, tu ce vrei? Măi, eu nu înțeleg. Da, deci, nu, hai să mă pun undeva într-un loc să nu-i mai văd pe ăștia pe aici. Vreau să intru aici undeva. Hai că dau și de emerald de pe aici, de iron. În fine, deci, da. Chiar nu știu ce se întâmplă. Și... Vreau să vă întreb ce părere aveți voi despre ora aceasta, că s-a schimbat ora, că a venit iarna, că se întunericește mult mai rapid, adică acum când filmez este ceasul 6:30 și dacă mă uit bine afară, e întuneric complet, nu se mai vede absolut nimic și da, să-mi spuneți acolo dacă vă place așa sau dacă vreți cu nerăbdare să vină înapoi vara, adică ora de vară și să-mi spuneți... Chiar voi ce alegeți? Ce preferați? Crăciunul sau vara? Chiar sunt curios să spuneți acolo în comentarii. Și da. Aici sunt în Ohio, eu pe Minecraft, revenind la trăirile noastre, că m-au marcat pe viață. Chiar nu înțeleg ce se întâmplă aici. Și hai să vedem ce mai găsim. Deci am găsit până acum. Hai să stăm pe loc, să enumerăm. Am văzut prima oară un zombie. Am zis, mă, ce se întâmplă? E bug, ce-o fi ăsta? Pentru că prima oară am văzut zombiul acela, zbura, ok. Lângă el mai era un schelete care nu zbura și încă un zombie, am zis, ok, nu știu ce se întâmplă, cred că e un bug ceva. După, am fost acolo, pe insula aceea, unde am luat, unde am fost să găsesc portalul, unde era portalul acela, că nu mai vin cuvinte minte, că deja m-am zăpăcit de tot la câte am văzut, la câte am putut... Să văd, deci nici barca n-a mers să o pun și după cum puteți vedea acum într-un final, bine într-un final că s-a întâmplat din prima, dar am văzut acum noaptea când s-a făcuse noapte, era totul plin de scheleți și de zombie și de spider și de enderman și de witch și de toate care zburau, eu nu înțeleg ce se întâmpla. Și am venit și eu în partea asta să mă retrag de acele entități, de acei mobi și am văzut... Ia, acum nu mai văd nicio capră, văzut și capră pe aici. Deci chiar suntem în Ohio aici, putem spune. Suntem în Ohio direct, pe bune. Da. Altceva? Ia. Văd că astea sunt perfect normale, sunt perfect sănătoase. Văd că nu spără nicio oaie, nicio găină. Niciun porc. A, nu, n-am văzut porci. Nici o vacă, că mi se pare că văzusem și vacă mai devreme. Dar chiar porci. Asta ar fi ultima din cum e vorba aia, că când ori zbura porcii, pe bune, când ori zbura porcii. La câte am văzut aici, dar nu vă porci. Chiar sunt curios, porci când ori zbura? Că nu văd niciun porc aici. Hai să caut un porc, dar nu găsesc niciun porc. Porc, nu găsesc. Sunt vaci pe aici, sunt perfect normale. Ia, dacă... Ia, pig egg. Hai să spawnez niște porci și să văd dacă vreunul din ei va fi tot așa, ca alea. What? Cum e asta aici? Eu n-am mai văzut așa. Cum e făcut așa, se duce așa direct, e... Wow, în fine, nu mă mai duc acolo jos, chiar văd aia care puteți. Hai să văd tot. Deci da,
acum când o să zică cineva când ori zbura porcii, să le arătați video acesta, să vadă că mai pun aici încă un porc. Uitați cum zboară porcii, e real ce se întâmplă pe această parte pe Minecraft. Deci da, când ori zbura porcii, cum s-ar spune, să spuneți, să arătați la prieteni dacă vă spune cineva treaba asta, arătați că uitați dovada aici, uite dovada, frate, aici, nu, trebuie să faci cum am zis eu, trebuie să fie real ce am zis eu, că altfel, după cum vezi și tu aici, porcii chiar zboară. Hai să pun încă un porc, deci dacă și ăsta zboară, eu vreau să stea jos, fie, să-l pun și eu aici. Nu, că zboară. Sau? E blocat aici? Nu, zboară, zboară și ăsta. Incredibil. Na, deci, nu mai, le-am văzut pe toate aici. Nu credeam că aș putea să văd ceva mai rău de atât. Hai, că dacă vedeam și delfin, ăsta era ultimul, ia. Delfin. Hai să spawnez și un delfin. Dacă îl spawnez, hai să spawnez aici, pe uscat. Nu, că zboară și ăsta, dar nu, că ăsta și moare. Nu-mi dau seama dacă ăsta zbura sau murea că stătea pe uscat. Hai să-l pun aici. Mamă, ce m-a speriat. Da, deci... Na. În fine, hai să plecăm de aici, că s-au sunetele astea și mă incomodează. Deci, cel mai ciudat episod. N-am mai pomenit așa ceva pe Minecraft. Și da, dacă mai vreți episoade de genul... A, uitați că am mers încă un portal aici. Hai să vedem ce e în chest. Înainte de toate. Golden Carrot. Ok, deci... Da, hai să ne dăm înapoi pe Survival. Într-un final am rămas... De fapt am... Da, am rămas. Am rămas toți șocați. Adică nu numai eu, cred că și voi ați rămas șocați. Eu inițial am vrut să... Caut și eu un templu, să văd în cât timp găsesc și eu un templu, dacă îmi ia mai mult de o oră să caut un templu. Și de la templu am ajuns la mobi zburători, la porci care zboară, deci asta e ultima, pe bune, un porc care zboară când ați văzut voi vreodată. Sper că v-a plăcut acest episod, dacă mai vreți episoade cu Minecraft, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share acolo, să... Vină cât mai mulți prieteni ai voștri să vadă acest episod, deoarece suntem în Ohio. Sper că nu v-am îngrijorat, sper că nu v-am speriat cu acești mobi care zburau. De fapt a fost un modpack, un datapack și chiar a fost interesant, adică să-mi spuneți acolo în comentarii dacă chiar ați crezut că e un bug aici. Bine, bug-ul era acela cu barca sau